12 noaptea aici la mine și vă mărturisesc că în drum spre hotel deja am făcut semn planul. Ajungem, mâncăm ceva, fac un duș, mă culc, pa la revedere, vorbim mâine dimineață și vă pun atunci la curent. Dar am intrat în camera de hotel, în primul rând hotelul care e, plombe căzute pe jos, toate alea, șoc, groază, bine, în sensul pozitiv, pentru că arată într-un mare, mare fel, este superb, dar trebuie să vă arăt camera și să vă arăt priveliștea. Cred că n-am stat niciodată într-o cameră de hotel mai frumoasă ca asta. Momentan mă aflu în baie la DoubleTree by Hilton în Ras Al Khaimah, de unde vom face vlog de călătorie pentru următoarele aproximativ 4 zile. Astăzi este duminică, iar de aici plecarea va fi joi. Hai să începem. Odată avem oglinda asta minunată, baia care este foarte mare, cu bideu, toaletă, toate cele. Dar uitați-vă cum arată cada. Doamne, cât spațiu! Deci porțiunea aia cam atât e toată baia mea. Deci doar bucata aia acolo unde este cada. Este atât de frumos. Apoi avem aici o ușă care nu știu la ce folosește exact. Dar încoace, așa, ar fi camera. Hotelul este recunoscut pentru interconectivitate. Ia uzi, cine știe. Sunt camere care comunică între ele pentru familie, în cazul în care vor să aibă membrii familiei alături. Sunt ușile de legătură. Deci dacă ne certăm, trec pe partea ailaltă. Nu știu dacă ai cheie. Vedem noi. Pe aici sunt niște dulapuri unde avem safe, papuci, fier de călcat, uscător de păr și alte nebuneli de genul ăsta. Aici e o oglindă mare, mare, mare. Aceasta sunt. N-am apucat să vă arăt nimic, n-am apucat să vă spun nimic, pentru că, așa cum am zis, am pierdut astăzi toată ziua pe drum și am zis că reperez mâine cu defișul proaspăt aranjată, toate cele. Nu, e prea frumos ca să nu vedeți acum, chiar dacă probabil vor veni fetele de la curățenie mâine. Dar, ca să faceți o idee, asta este camera noastră. Suntem la etajul 4 cu stimabila Vici, care ia acel pat. Așa, eu o să fiu acolo și v-am zis, este 12 noaptea. Deci, în primul rând că am avut parte de întâmpinarea asta, eu chiar acolo. E, și a fost un băiat foarte drăguț care ne-a adus până aici cu un fel de, cum să-i zic, trolley, cart, se numește ăla? Așa, mașinuță din aia, da, ne-a adus până aici pentru că este foarte mare tot resortul ăsta, sau nu știu cum să-i zic, hotel, resort, e o chestie imensă. Oricum ar fi, și ne-a zis că dacă avem nevoie de ceva, recepția e deschisă toată noaptea, putem cere de mâncare și așa mai departe. Și noi asta aveam de gând, că suntem majoritatea lihniți, dar ne-am trezit în cameră cu astea, ceea ce este minunat, că avem și mâncare, că n-am mâncat astăzi decât ce am ronțăit așa în aeroport în București și masa pe care ne-au dat-o pe zbor, și vă povestesc și despre asta. Dar avem aici niște fructe, sandwich, cred că sunt pe acolo niște brânzeturi sau chestii, dar le scot, nu e o problemă. Minibar, cafetieră, toate cele. Iar în partea asta, ca și că n-ar fi fost suficient de frumos aici, canapeluță cu o masă, cu niște scaune, aici sunt niște oglinzi, pretele și, mă rog, dacă ieșim, imediat vă duc să vedeți minunăția. Da, uite, putem să închidem treburile astea, uite așa frumos. Poftim? Mâine o să fie superb, dar măcar să vă arăt. E foarte cald însă, să știți, o diferență de temperatură imensă între ce este aici și ce e pe balcon. Da, suportabil. Pentru mine, cel puțin, în care sufăr mai mult de fric decât de căldură, este decent. Așa arată, dacă e să privim de aici. Și avem un fel de terasucă foarte frumoasă, superbie, nu? Deci sunt absolut extaziată de cât de frumos este. Și priveliștea noastră, știu că vedeți cu purici, o să fac oricum cadre pe lumină, filmez și cu cealaltă cameră, o să vedeți cum trebuie, dar vreau să fie impresiile la cald. Piscina acolo. Toată asta e a lor, deci toată clădirea asta, și știu că nu înțelegeți amploarea la momentul de față și nici nu prea vedeți acolo în palmier, dar e ceva, deci nu, mi-a trecut toate așteptările. Vicky, poți să mănânci liniștită, că eu o să mă așez și acum mă apuc să vorbesc, să povestesc ce și cum. Ideea este în felul următor. Pe parcursul următoarelor zile se desfășoară acest press trip în care am fost și eu invitată și v-am menționat câte ceva în daily vlog-ul anterior. Cred eu, dacă e respectată cronologia pe care am gândit-o inițial. Am primit invitația asta undeva prin august, când cred că încă eram în Italia, și mi-amintesc că văzusem atunci mail-ul și vorbeam cu Vicky și ziceam, uite ce chestie, tu știi de treaba asta de Ras Al Khaimah, care este la aproximativ 45 de minute de Dubai. N-am fost în Dubai, nu știu zona, habar n-am, este pentru mine o experiență complet nouă. Și Vicky zicea atunci, bă, nici eu n-am fost, dar sună foarte tare.
Și apoi m-am gândit dacă ar fi o idee bună să fac asta și cum eu sunt amatoare de călătorit întotdeauna și îmi place să descopăr cât mai multe culturi și să mă bucur de ce e în lumea asta, că nu știu cât o să mai am ocazia, dacă mai vine o pandemie ferească, probabil că nu o să mai apuc, așa că evident că am zis că da, am luat-o pe Vicky și alături de noi mai sunt aproximativ, cred că suntem în grup de 10 cu totul, nu? Deci ar mai fi Cred că 8. suntem 9 sau 9 8 suntem? numai în mașină. A fost o mică problemă la aeroport în Otopeni, că unul dintre băieții care trebuia să vină cu noi, din păcate avea testul PCR expirat. Adică trebuie să-l ai la maximum 72 de ore distanță făcut. Deci dacă ai depășit la 72 de ore, nu mai poți să treci. Și cred că depășise cu puțin și nu s-a putut rezolva. Deci n-a putut și a rămas. Din păcate a rămas în România. În cazul nostru, că tot v-am povestit în daily, noi am fost, ne-am făcut testul PCR, evident există și vaccinare, dar n-are importanță. Adică aici, ca să vii, trebuie să ai PCR-ul făcut, chiar dacă ești vaccinat, chiar dacă nu. De fapt, nici nu știu dacă te lasă nevaccinat. Poți să intri doar cu PCR-ul? Ai Da, de? sigur, Da? am înțeles că e cineva nevaccinat. Problema când ești nevaccinat este la întoarcerea în țară, la noi, pentru că trebuie să te testezi când pleci de aici și să prezinți un certificat negativ, dacă nu faci carantină în România, parcă. Da, preferabil să nu. Dacă era pe lista galbenă, am înțeles că s-ar putea să fie acum iar pe lista verde, Verde, nu? da. A tot trecut de pe galben pe verde Da, și așa mai departe, da. deci că e semafor. Chiar că să treacă pe roșu, asta e important. Da, și ne-am făcut PCR-ul, v-am și luat cu mine, v-am arătat în daily cum ne-am scobit în nas acolo, a fost foarte drăguț. Dar important e că am ajuns, zborul a fost super, super ok, am decolat la timp, am ajuns la timp, n-au fost turbulențe, a fost super confortabil, chiar dacă Fly Dubai ăsta a mers pentru prima dată cu el, eu cel puțin. Și din câte am înțeles este un fel de low cost a La ăstora, Emirates, parcă. da, ăstora de la Emirates, dar foarte ok, adică și mâncarea a fost bună și confortabilă, am stat chiar n-am avut nicio plângere. Și a mai fost o chestie că avionul a fost cam trei sferturi plin. Deci ne-am așezat unde am vrut noi. Am avut locuri pe undeva prin spate și am avut la culoare amândouă. Și după ce a fost boardingul complet, ne-am dus liniștite și ne-am mutat la geam. N-am reușit să dorm, am stat un pic cu ochiul în telefon, m-am uitat pe geam, n-am dormit. Pe bune, am Te-ai o uitat jumătate. la Lucifer cu ochii închiși. Da, o jumătate de oră, nu mai mult. După aia am stat de vorbă cu Cum tine. se numește? Da, o jumătate de oră din 4 ore jumate cât a durat zborul. Și după aia nu vă zic că am aterizat. Nene, aeroportul, pista, deci cred că e mai mare ca Buzău și nu exagerez. Este imens, 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 imens. Am aterizat în Dubai, pe aeroportul El Mare, înțeleg. Dar atât ne-am învârtit cu un autobuz, vai de capul meu, deci foarte, foarte mare, ca să nu mai zic că totul ți-a ochii. Arată într-un mare fel, așa cum ați văzut și aici. Din De la... păcate, a fost întuneric, ci că pe în deșert erau cămile, le vezi de obicei. Dar am trecut lângă deșert? Unde te-a uitat? Cred că eram cu nasul în cameră. N-am văzut. Trebuie pe plin deșert ai traversat. Pe bune? N-am văzut. Autostrada trecea prin deșert, nu a mers prin deșert. Dar N-am. era deșert în stânga, în dreapta. Da, e bine. Poate-l văd și eu mâine. Ar fi o idee foarte bună. Opa. O să ne punem și prăcarea. Aha. Ala, să le dea ce vor ei, că nu ne lasă să flămânzim astăzi. Cred că inșala se zice. Nu știu, Da? poate în turcă, Vrei nu apă? știu. Da, te rog, am mai ales făcut. Și a mea. Și au nevoie de mai multe camere. Să ajungă de la rapidul la... I see from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Mi-a cerut sunscreen, că am luat la mine. Deci pentru orice funcțială trebuie să Da. Numărul 0. Că astăzi
zero la recepție și ce vrei tu. Am zis că ies un pic afară să vorbesc cu voi și numai bine că am ieșit într-un zgomot mai mare decât era la recepție, pentru că este autocarul care ne va duce pe noi la, mă rog, punctele pe care trebuie să le vizităm astăzi și este parcat chiar în fața hotelului. În primul rând că este foarte cald. Aici sunt niște temperaturi foarte, foarte ridicate, însă, așa cum am zis, pentru mine este cât de cât suportabil. Pentru cei care sunt călduroși mai degrabă, eu sunt aia friguroasă. Pentru cei care suferă de căldură, cred că e destul de nașpa, dar în cazul meu este super ok. M-am îmbrăcat cu ceva, sper eu, rezonabil. Din câte știu, în zona asta, oamenii sunt un pic mai tradiționaliști decât în Dubai și n-aș vrea să comit vreo chestie de la locul ei, adică să fiu îmbrăcată frumos, dar nu vreau să fiu despuiată sau, nu știu, să atrag atenția într-un fel care ar putea jigni sau alte lucruri din astea. Deci am o roche lungă, până în pământ, uite așa, foarte vaporoasă, pe care să știți că am cumpărat-o chiar în august și n-am mai apucat să o porc, a venit frigul prea brusc. Și chiar m-am bucurat când am făcut bagajul pentru călătoria asta, că zic, apuc și eu să port asta mop. Cu niște accesorii aurii, mă rog. Am luat micul dejun, care este foarte bogat, adică ai opțiune o croază, nu te poți atinge la hotel aici de mâncare neapărat, trebuie să ceri, adică există așa un fel de bară care delimitează zona dintre tine și cel care te servește și îi ceri ce ai tu nevoie. Sunt convinsă că ați mai văzut sistemul ăsta. Și am mâncat niște fructe, am mâncat niște clătite, am băut o cafea, am băut un suc de portocale, am făcut plinul. Iar acum așteptăm să ne pornim călătoria, vizitatul de astăzi, care am înțeles că nu va fi ceva întins pe tot parcursul zilei. Adică avem program cam până pe la 1 și după aia cred că e program de voi. Cred că o să mergem la plajă. Like separate section for her. Ceva să transmiteți? Din câte am înțeles, femeile doar de Ramadan vin aici, nu? Da, adică, așa am înțeles și eu. Sunt acolo ascunse după perdelele la dreapta. Da, exact, în partea stângă. Deci când am văzut prima dată panoul ăla, știi care a fost primul gând care mi-a venit în minte? Câștigară? Nu, de la de exchange. A, da. De schimbat dolari. Dar nu înțeleg ce arată. Nu știu. Orele de rugăciune. Orele de rugăciune. Uite, cine știe?
Eram gândul la bani, la exchange, la dristuri, la de-astea. Păi da. Dar nu sunt ore fixe, adică văd 7.40, 3.43, este... Îți arată cât mai e până la următoarea. Ok. Ce și-ar ascuți pisoii ghearele în asta? Ce-ar face din ele? Ce mochetă este. Aha. Vis? Sexy. Da? Am găsit o oglindă și să facem o poză. Da, suntem la cel mai mare mall acum din Emirate, a zis, sau din Dubai? Că n-am înțeles. Din Emiratul ăsta. Din Emiratul ăsta. În Dubai eu mă rog, este un mall imens. Îmi pare rău că am acest păr care nu mai stă în nicio direcție, dar este vina vântului și căldurii, care este sufocante, și aerul condiționat și a trufeitului continuu. Și mă rog, mi-am și prins părul între timp. Cu un elastic, un măt. Okay, asta sunt. Asta e mall-ul, este o imensitate, dar ce vreau eu să vă arăt este că am găsit chiar la intrare un magazin de Bath & Body Works, adică ea cu lumânări. Nu știu cum o să car, dar mă duc și îmi cumpăr, îmi fac stoc. Pentru că în cazul în care ați văzut ultimul daily postat, ați văzut că am făcut unboxing la ce mi-am luat de penotină la lumânări și evident că am luat la prețuri mai mari, adică nu știu ce prețuri au ăștia aici, dar mi-am imaginat că penotină sunt mai scumpe și vreau să mă duc să iau o sacoșă de lumânări. Nu știu cum mă întorc cu ele, dar mă duc la lumânări. Vii? Vreau! N-am mai intrat într-un magazin din ăsta de... Bine, în America. Și în Polonia le găsesc, de fapt. Da, mersi. Nu am fost. Bună ziua, vreau tot. Găsești tot ce vrei, mai puțin chestii de toamnă. Deci, în principiu, au lumânări cu miros de mare, cu miros de plajă, cu miros de lămâi, cu oare miros de pepene. Poate pentru că la ăștia este mereu cald și vară și vreme de plajă. Dar, totuși, ar mai fi așa ceva. Ține mai spaz vanila, mahogany, nu știu ce. Să fie. Na, ne descurcăm. Să fac asta pentru că umiditatea este atât de crescută încât se aburește imediat orice fel de obiectiv aș folosi. Și nu doar obiectivul, este aburit ecranul televizorului, oglinzile toate sunt aburite, orice geam, aici pare însă un pic mai ok. Ne-am întors în camera de hotel după un prânz foarte sățios, atât de sățios încât m-aș culca niște ore și nu sunt chiar departe de adevăr pentru că probabil că o să facem cam asta odată ce mergem pe plajă. Am revenit acum vreo oră jumătate, două chiar, cred că am revenit înapoi la hotel. Am avut un prânz foarte plăcut cu unul dintre managerii hotelului, o tipă sârboaică, dacă am înțeles bine, foarte drăguță, care ne-a povestit o felul de chestii și e fain că pot să interacționez cu niște oameni care lucrează aici și s-au ocupat de noi. Cei care sunt jurnaliști au luat și niște interviuri de la unul dintre bucătari, care am înțeles că e român, dar e stabilit de 20 de ani aici. Și am mâncat și ne-am energizat și am băut și niște vin și acum este mare zăpușeală. Și am venit noi înapoi în cameră să ne luăm costumele de baie pe noi și hai să mergem la plajă, pentru că astăzi este ziua cea mai lejeră dintre toate. Chiar nu mi-a venit să cred văzând cât este de lejeră. Nu știu cum o vedeți mai bine, cred că tot așa. Chiar mi-a venit să cred, văzând cât este de lejeră, că ne-am încheiat programul pe astăzi. În mod normal, prestripurile astea sunt super aglomerate, n-ai timp să faci mai nimic, pentru că totul este la minut, adică nu ai pauze între diversele activități și de multe ori te întorci acasă mai praf decât ai plecat. Dar acum chiar mă uitam și nu înțelegem ce se întâmplă, ăsta e programul complet, care e faza, de ce este atât de gol? Nu, dar chiar e foarte irisit și e minunat să fie așa, pentru că poți să te bucuri și în timpul tău liber, să zic așa. Și numai bine cum am scos costumul de baie, l-am și filmat să vi-l arăt și am observat că avea niște stropi, niște pete pe el. Și Dumnezeu, și l-am îmbrăcat ca să-mi dau seama, făcând chestia asta, că rumbul meu mi-a făcut o bucurie pe el. Nu știu dacă ați citit voi postarea mea de pe Instagram de acum vreo lună de zile,
Când povesteam eu despre rochia mea burgundia, aia pe care am avut-o în Italia, bagajul din Italia, și am povestit acolo în textul ăla, cine citește a văzut, că nu am apucat să port rochia aia în Italia, am avut-o în bagaj, pentru că la fel, înainte de a pleca, rumbul mi-a stropit-o. Deci vine, face un pic așa, după care pleacă. Dar este suficient cât să nu poată fi portat articolul respectiv. Și mai bine că m-am trezit la fel. Și costumul de baie pe care l-am, în afară faptului că e foarte frumos, era și nou și l-am luat special pentru chestia asta și mi-am ajuns să-l port, așa că a trebuit să-l spăl. Este acum la uscat, chilotul mai e cum mai e, pe ăsta l-am deja pe mine, dar sutienul l-am lăsat undeva în balcon ca să se usuce și nu că ar fi nevoie, că oricum o să mă zvârl direct în mare, dar ca să știți, rumbul meu mi-a făcut vreo bucurie. Dacă aveți fisici și înțelegeți durerea, ridicați mânuța sus. Așa că planul, teoretic, ia să vedem dacă mi se mai aburește, nu știu dacă v-am arătat câta pălăria am, da? Pălăria mea de la Fandaxia, am luat-o pentru o altă ocazie, nu cred că o să o port chiar acum. Și uite, ca să vedeți, oglinda, deci asta a fost atât de aburită încât a scris Vicky, nu știu dacă distingeți, dar a scris numele noastre acolo, scrie Andreea și Vicky. Este foarte, foarte ridicată umiditatea. Cumerea și foarte cald. Numele așa pe toate gardurile? Pe toate gardurile, da. Exact de acolo dar suntem. Dar să nu fiu chiar atât de direct. Stai liniștită că ne zic alții, dacă nu zicem noi. Și acum ia, hai să vedem dacă mi s-a uscat și mie costumul. Uite, vedeți cum începe să se aburească? Ce tare aiurea. Uite, ăsta e. Doamne, nu mă mai vedeți deloc. Și uite, marea, nu mai vedeți nimic. Uite, încerc să vă curăț un pic. Se vede? Puțin mai bine? Da? Ăsta era sutienul meu, care, mă rog, o să-l îmbrac, așa aud cum e. Zic să cobor încă, oricum este foarte cald și oricum nu mă vedesc ca lumea. Iau camera cu mine, vreau să vă arăt marea cât este de frumoasă, cât e de cald, șezlonguri, plaja pare curată, n-am călcat încă, n-am pus piciorul pe nisip, dar mergem exact acuși. Ăsta ar fi așadar sutienul, care vedeți e ud pe mine și o să-mi iau pe deasupra rochia pe care am avut-o ieri, că nu pot să merg în costum de baie chiar așa, aici până la plajă durează un pic până când ajungem și o să o dau jos pe plajă, care e imediat, dar totuși trebuie să ocolim puțin tel. Expertul pe umbrele operează. Camera noastră e undeva pe aici. Nu știu să vă zic unde, că vă depășește complet, dar cam pe aici, pe undeva pe la etajul 4 suntem noi. Plaja arată așa, deci ce vedeți voi de sus, așa arată de jos. Apa este minunată, minunată. Sunt sigură că e și foarte caldă. Dar uite, hai să mergem până aici să vedeți măcar așa cât e de limpede. Ia uite. Și uite ce plajă curată și cât de liniștit e. Nu e muzică. Ne-am oprit soapele, am avut niște carduri din alea pe care ți le dau la recepție. Am mers la un băiat, ne-am uitat la prosoapele, deci vreau doar să mă arunc în apă momentan. Cărți, chestii de-astea n-avem, nu suntem culte în cap astăzi, așa că va trebui să ne tulerăm reciproc cât se poate. Atacăm problema apii, toate că eu am mai intrat mai devreme și pot confirma și jura chiar cu mâna pe inimă că este foarte caldă apa, este căluie, adică eu dacă aș avea așa o apă la mine acasă, aș face baie liniștit în ea. Nu? E mega caldă, e foarte, foarte caldă apa și nu e o plângere, adică e foarte plăcut. Dacă ai și ce nota aici? Și sunt și peștișori, mă, la intrarea în baltă, practic, sunt niște peștișori. Ai văzut peștișorii? Miți, sunt acolo. Nu sunt acolo, sunt în partea asta, la mal. La mal sunt. Voi mă vedeți? Eu nu vă văd pe voi, deci nu știu ce. Și cum știu că mă încrunt foarte tare, dar este un soare, arde. Doamne, arde, uite cum arde. Cam așa, și suntem doar noi în zona asta. Am venit undeva unde e puțin mai liber. Mai sunt niște nemți, dreapta mea și în rest. E unul săracul de stă acolo la topogane, cred că așteaptă să vină lumea să se dea în topoganul lui, dar nu vine nimeni. Vrei la topogan? Eu? Tu! Dumneata! Nu dorești? Dumneata! Dumneata! Ce caldă e! Ți-am zis, da! Te fii că duci? Evident! Ce anume? Wavebreaker! Noi suntem! Nu știu, dar nu sună bine! Ia să vedem, reușesc să găsesc peștișorii. Posibil și asta, nenea de la tobogan. Vedem peștișorii, să vi arăt? Uite, ca să înțelegeți cam cât e de limpede apa. Peștișori? E deranjanis cu acuma, nu cred că-i vedeți. Dar da, cam așa. Zici că te mai răcorești un pic, dar de unde? Că e la fel de fiartă. Bodată, mâncare știi să faci? Da, sunt chiar acreditată cu 5 stele Michelin. Așa, pe bicicletă știi să mergi? Excelent, sunt la Turul Franței în fiecare an. De notat, văd că știi să noți, ești acest Michael Phelps al... Uite-te la mine, ce Michael Phelps ăla să învețe? Uite, talent. Uite. Exact. Se de talent. Bine. Ah.
Și aici a fost cu dușul, n-a fost. Nu mai știu, s-ar putea să le încurc, nu știu, primul unde s-a întâmplat, primul în Emirate? Nu, prima a fost în Mexic. Nu mai știu, când erau ele patru și era Charlotte super fericită la duș și a deschis gura în timp ce curgea apa, a înghițit. În Mexic s-a întâmplat? În Mexic, era după faza cu Kerry și cu Big când a părăsit-o ăla la altar și după aia s-a luat exact. În luna lor de miere, fără el, normal, că exact, l-a rămas normal. Așa. Și aia gelea și Charlotte era foarte happy. Da, exact. Dacă vă ziceam adineaori pe Instagram că s-a înserat aici la 6 dimineața răsare soarele, la 6 seara apune. Și acum, ia uite, este bezna de pe lume. Iar eu fac cu schimbul. Când stau în cameră, când stau pe balcon, când stau în cameră, când stau pe balcon, pentru că aici e foarte cald, acolo e foarte frig și când simt că devine insuportabil într-una dintre cele două camere, mă mut în cealaltă, numai că acolo mă duc doar așa scurt să mă răcoresc puțin, pentru că v-am zis, eu tolerez mult mai bine căldura decât frigul. Și am stat aici în ultimele, nu știu, de vreo două ore, pur și simplu am stat. Am mai vorbit cu Vicky, am mai stat pe telefon, dar un pic de odihnă, așa, pentru că nu sunt foarte bine odihnită. La noapte cred că o să dorm un piculeț mai ok. A fost și trei zile de vreme de astăzi și ziua de ieri destul de lungă și astăzi activitate, plus că e soarele ăsta care te... parcă scoate din tine vlaga. Dar e bine, Doamne, e chiar foarte plăcut și mă bucur că e probabil ultima tură de plajă, de mare, de soare, în care pot să mă bucur de chestiile astea pe 2021. Mă foarte îndoiesc că o să mai fie. De acum mă aștept la friguri, zăpezi, toate treburile care să aibă legătură și cu ce v-am povestit în vlogul de aseară, cel puțin notele de tranziție. Am primit feedback foarte bun de la voi, adică comentariile au fost foarte pozitive și majorității v-au plăcut destul de mult ținutele. Adică cam toată lumea a zis că e da, mai vrem și să mai faci și ce mișto și ce creative și interesant. Așa că cel mai probabil că o să mai fac. Acum o să plecăm la cină în aproximativ o oră și jumătate. E 7 acum. La 8 și jumătate avem cină astăzi seara. Am înțeles că au făcut o rezervare la un restaurant asiatic. Eu nu sunt fan de mâncare asiatică în general. Asta pentru că am avut o experiență nașpa cu câțiva ani în New York, când am mâncat cu toată echipa, mă rog, eram cu firma și am mâncat la un restaurant asiatic și mi-a fost super rău. Am vomitat, nu știu că v-am povestit faza, dar după ce am plecat de acolo și mergeam spre apartamentul unde eram cazați, am vomitat pe stradă, pe o avenue de la imens, în fața unui magazin imens, pe o stradă destul de circulată. Vă dați seama cât de rău mi-a fost dacă n-am putut să mă abțin să ajung la o toaletă. Efectiv, tot. Și de atunci, duceți-vă cu asiaticul vostru să nu mai aud. Dar au trecut niște ani de atunci și poate că acum o să fie bine. Mai ales că a început să mai ia foame așa ușor-ușor. Am ronțăit un măr până acum, din ce ne-a rămas de seara din mâncarea aia pe care am avut-o acolo pe masă, din ce ne-a adus, deși aseara am cam linșat ce era acolo, că eram hămesite, dar am mâncat foarte bine zilele astea, chiar dacă nu pot să zic că am mâncat neapărat ceva cu specificul lor. Pe mine m-ar interesa un pic mai mult mâncarea lor, pentru că v-am mai zis eu, atunci când călătoresc vreau să mă bucur de ceea ce este local, de tradițiile și cultura lor, din toate punctele de vedere, acum făcând referire la asta gastronomică, pentru că, dând așa un exemplu tâmpit, McDonald's am și în București, pizza am și în București, dacă e să mănânc pizza, o mănânc în Italia sau nu știu, dacă e să mănânc de alea de Inish, știți, nu brioșe, sunt produsele alea de patiserie specifice daneze, da, alea e o șmecherie să le mănânc în Danemarca, altfel să mănânc aici din alea nu prea văd care ar fi rostul, da? Așa sunt eu. Ok, o să mă duc să încep și eu să mă pregătesc. Vicky cred că se uită la un clip de-al meu, că mă aud pe dincolo, pe acolo, se machiază, se aranjează, nu știu ce-și face, pentru cină, și dacă mi se aude vocea, e clar că e cu mine pe YouTube, așa că o să mă duc și eu pe dincolo să mă aranjez un pic, să calc ceva, nu cred că mă mai machiez, doar să-mi prind părul ăsta, că m-am dat azi cu niște șampon uscat, dar mi l-aș prinde, nu l-aș mai lăsa liber. Și apoi să coborăm la cină. Iată să-ți fac inspecție vizuală. Îmi faci tu? Da. Suntem în lift. Ziceam că, în lift e lumină mai bună. Voiam să vă arăt și m-am îmbrăcat astă seară, dar cad umbrele astea pe mine într-un fel, într-un mare fel, și nu prea se vede bine. Hai în lift, cât am 3 secunde la dispoziție, vă arăt atunci. Ați înțeles ideea în mare. Tuc, tuc, tuc. O să vedem. Colorioaca, o pupăm. O să ții tu? Mulțumim. You're welcome. Mască, Vici, mască. Eu am luat-o. Ia uși pe a mea, te rog, că a rămas pe masă. Acum am ținut. Oricare, o mască.
Da, e, altceva? Social distancing. Da, cu multă plăcere. Și noi ground floor-ul, dacă deci tot... am produs această extorsiune aici pentru că rochia asta are un decolteu pe care eu l-aș purta în principiu, dar cum suntem într-o țară un pic mai conservatoare, poate că ar fi bine să nu-i supăr pe oameni. Altfel, da, cercei, chestii, socoteană, încălcare, ochițul, aceeași poșetă, sandale confortabile sunt bine, dar dacă tot e de cină... Ia, hai, să vedem. Ce zic acești oameni? A, și ne plimbăm, trebuie să mergem un pic. Că, nu știu dacă ați observat voi că azi dimineață când am mers la micul dejun. Măi, vă zic, diferența de temperatură este de 20 de grade și nu exagerez când spun asta. Zi tu, este de 20 de grade. Mai bine de 20 de grade. Știți cum se simte? Și asta e cu mânecă lungă. Deci cât de bine era acolo, cât de răcoare și acum parcă efectiv am intrat în saună, deci simt cum mă topesc cu totul. Spuneam că azi dimineață, când am mers spre micul dejun, nu știu dacă ați observat voi, că am ajuns acolo cu un ăla. Iar îmi vine să-i zic cărucior, dar nu e cărucior, e... Minișart, mă, e mașinuță de asta da, de gol. Da, exact. Am sunat la recepție cart. Și a venit cart. A venit cartul și ne-a luat de acolo. Că așa ni s-a zis, de la recepție, vreți ceva, sunați, trimitem. Na. Acum mergem pe jos, că ne-am obișnuit, am înțeles. Da, nu, că n-am deci o problemă. Sunt aia care vrea pe jos. E ok, putem să mergem și pe jos. Nu mă deranjează, mai ales că am coborât mai devreme, pentru că avem cină la 8:30 și e 8 și un pic. Am zis să mai explorăm pe aici, având în vedere că e ultima seară aici. Și de mâine ne mutăm la alt hotel, la Hampton. Hampton by Hilton. Hampton by Hilton, dragul. Mergem la Paris acasă. Merge. Dar aici nu e tot la Paris? Ba e la Paris, dar acolo e Paris mai... Paris Hilton, normal, despre ea vorbim. Uite, ca să vedeți așa cât de cât, curtea, clădirea și toate cele, arată foarte bine, deci arabii îți cam iau ochii. Pe partea asta de opulență, lux, sunt și marketing, din ce văd eu, e într-un mare fel toată treaba. Și aici au mașină de săraci, bună, na, e greu. Încolo se construiește în continuu și, de fapt, toate zonele prin care am fost astăzi erau în construcții masive. Deci oamenii lucrează, se extind, na, cred că o economie foarte înfloritoare. Că tot vorbeam de carturile alea mai devreme, uite că n-am scăpat de ele și ne întoarcem practic stânga împrejur pe unde am venit. Asta ca să ajungem la restaurantul unde vom mânca. Asiaticul ăsta se pare că e în altă parte a resortului, care, v-am zis, este imens, nu știm să ajungem și nici n-ai cum pe jos, adică faci destul de mult, probabil. Și n-a venit nimeni până acum, nici nu ne-am întâlnit cu restul lumii, nu știm unde sunt, probabil că sunt chiar acolo, ne așteaptă pe noi sau nu ar fi coborât, nu știm sigur, dar o să ne luăm pe cineva? Nu, lăsăm pe domnul. Ah, ok, o lăsăm pe domnul. Thank you. Ok. Am găsit restaurantul până la urmă și e din asta în care vezi cum se prepară mâncarea. Practic, masa noastră e partea asta, toată. Teoretic ar trebui să încăpem, nu știu dacă va fi cineva și din partea organizării hotelului, dar ar cam trebui să încăpem. E, și uite, acolo în față e practic bucătăria și vezi ce cafamenetă, ce gătesc, ce prepară. Ca să vă arăt și meniul, care arată foarte bine pentru ăștia cadal de mine, adică sunt tot felul de chestii. Și cred că o să-mi iau niște edamame, dacă reușesc să vă arăt, uite așa, niște edamame din astea, dar nu picante, că mie nu-mi plac picante. Și mai văzut ceva cu tofu, care tot așa sună foarte bine. Uite, ăsta mă întreb oare cum o fi. Nu știu cum să zic. Chili, unde era? Chili, garlic, tofu, deși iarăși dacă e picant, nu știu dacă mă ajută. Și mai văzut niște lucruri interesante pe aici. O să vă filmez și eu, pentru că toată lumea îmi semnalează că sunt aici cu voi. Și ca lumea să știe că da, suntem aici și ei sunt aici și da, suntem cu toții aici. Deci hai hui, uite, sunt în fața mea, există, suntem împreună aici la masă cu toții. Nu ne-am întâlnit întâmplător, nu, a fost o chestie organizată. A venit mâncarea între timp și e mult pește pe masa asta, de care eu nu mă pot atinge, dar trebuie să recunosc că arată foarte bine. Unii dintre noi deja au atacat problema. Unii dintre noi sunt pescatarieni. Puteți să dați un verdict, e bun, e comestibil, e mâncabil? Da? E mai bun decât comestibil. Mă bucur, să aveți poftă. Eu o să iau chestia asta, care nu știu ce este, dar o voi lua. E bine. Hai cu vlogul, hai cu YouTube, toată lumea. Noroc, aia este. Carta de vizită a dentistului tău, cred că îmi place mult dentistul tău. Te voi oferi?
sunt. Ar fi o idee. Păcat că am închis, că altfel sigur. Vai, vai. Și asta, nene. Deci mi s-a aburit obiectivul. Dar la 5 jumate cred că abia se face așa și așa. Încă nu e lumină la 5 jumate, nu? A, deci eu te pregătesc la 5 jumate. Eu trebuie să-mi fac întâi testele, deci mă așez poziții, chestii. Da, da, mâine e de pălărie. Mâine e de deci pălărie și costum de baie mâine dimineață. Deci mâine e imensă pălăria, aici da. Liftul, cred. Da. Vreau mâine deci, la 5. Acolo vei primi. Da. Nu, că rezolvăm, dacă promit, ci Dumnezeu. E stabilită. Noi suntem în stânga. Tu la cât ești, domnul? Hai să mușcăm, nu știu pe noi. 4339, nu știu unde. 3 ceva. Și noi suntem la 4341. Noi suntem aici. Noi suntem fix pe colț. Iar pe colț. Ce avem? Perfect, pa! Noapte bună! Nu știu cât timp să-l sun. Mă tot întreabă. Tu la masă ești, mă? El îmi arată pisica ta, vă știi? Am primit și eu raport astăzi. Da? Asta, da, da, da. Există pipi prin casă și pisici care nu mănâncă. Bine, aia mică, aia mănâncă și urechi. Și de lemn și umane. Mergem să... Ești bine. Mergem să facem poze. Este 6 fără ceva. Ne-am trezit pe la 5.40 după ce a sunat alarma de câteva ori. Nu știu dacă ai auzit-o. Da, auzit-o, dar am zis că mă bazez cu tine, că trezi din m-am trezit. Mă vezi că m-am trezit și nu ne-am... Oh, ce bine. Oh, ce bine, că mi-era frig sus. Ne-am un pasito palante, Maria, un pasito palante. Ești mult prea sexy. Am multe diferență de temperatură. Da, ne-am trezit într-un final cu greu, ne-am echipat și vrem să facem niște poze așa să prindem un pic mai liber plaja și piscina. Nu că nu erau ieri libere, dar dacă se poate să nu fie nici picior de om, cam așa ne-am dorit. Și ne-am echipat, vedeți, sunt costumul de baie, mai am un corochi aici în brațe, am luat aparatura, Vici este pe tot ce trebuie. Este semi-zombie. Semi-zombie. Încă se gândește dacă doarme sau nu. Da, dar să știți că n-am... Da, n-am tărât-o cu forța, am întrebat-o dacă vrea, ea a zis, da, atât timp cât mă trezești, e ok. Am trezit-o. Și acum... După tine că te trezești tu prima. Păi m-am trezit. M-am trezit eu prima. Dar unde-i soarele? Păi nu, stai un pic, mai puțin până saltă. Mai durează un pic, mergem să facem niște teste. L-ai prima dată. L-ai făcut la apa din cameră. Este... Noteam, ne-am trezit în inundație. O umiditate cum n-am văzut în toată viața mea. Toate alea aburite, v-am zis, pereți, geamuri, condens. Da, da, da. Uite că e deschisă ca... Asta-i zbolți pe jos. Da, 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 da. E Grecia, Marmara, așa, să fie... Uite-ți păsăroi! Bune, mă! Uite plaja. Cum arată la ora asta și... Da, da, da. Să vedem ce putem face. Da, nu. Apeși tu pe zero? A, ce zic? Este și asta o opțiune. Preferabil, da. Da. We are the champions, noi, my friend. Păi ce păr are, părul meu a plecat la război, se războiește cu el însuși. Dacă l-ai vrut să-l prinzi. Hai să vedem cât durează până când mi se aburește obiectivul. Mi s-a aburit ochelarii, da. A trebuit să
trebuie să-ți iei ștergătoare de la ca la mașină, știi? Pentru ca la Tom și Jerry. Exact, exact, exact. Iar de dimineață ne trebuiau niște scobitori de ținut ochii deschiși. Ar fi fost bune, deși ne-am trezit destul de bine, adică eu sunt foarte treaz momentan, chiar dacă trebuie să recunosc că dormeam pe mine în momentul în care am coborât. Ceea ce am vorbit cu voi, nu mai știu ce am vorbit cu voi. Am vorbit, parcă nu, am zis ceva, dar nu mai rețin ce. Mai zic o dată, bună dimineața, este 8 acum și ne ducem la micul dejun. Mi-am luat laptopul cu mine, că am câte ceva de făcut, scuză-mă. Am câte ceva de făcut. În zigzag, puțin tel. Nici măcar n-am băut alcool. Nu, dar am dormit puține ore și na, se resimte. Aceeași umiditate și în cameră, mai ales jale. Și aici la fel, deci 20 de grade diferență ca popa. Dar mi-am prins părul astăzi, nu mai merg cu oațele alea întinse pentru că este mult prea cald și oricum nu stă în nicio formă. Ce? A, tu ești bine, da. Am zis să am motiv să mă spăl pe cap. Ești foarte bine. Hai pe aici. Oricum trebuie să traversăm. N-am mai chemat, iar îmi vine să zic cărucior, cartul. Luă ăla, mergem pur și simplu pe jos până acolo. Mâncăm, bem o cafea și după aia, sau mai multe, și după aia ne decazăm și plecăm. Prima oprire astăzi, nu ne decazăm la prânz? Mă rog, cert este că ne-am făcut bagajele ca să fie totul gata, pentru că prima oprire va fi ferma de perle. Aici este o meserie, cred eu, foarte populară printre ei, clasică, adică de multă vreme se ocupă cu asta, căutători de perle. Și vom merge la o fermă ca să ne arate efectiv cum se face asta. Nu intrăm noi în străfundurile mării să scobim, să căutăm ceva, dar ar trebui să fie destul de interesant acolo. Și după ne întoarcem la hotel, parcă așa. Da. Am înțeles, ne întoarcem la hotel, ne decazăm, ne ducem la celălalt hotel, la acel Hampton despre care vă ziceam. Iar după, din ce știu astăzi, o să avem și deșert și avem Bedouin Nights. Avem noaptea beduinilor de seară, deci super interesant. Azi cred că o să fie foarte bine. Probabil că o să mă mai schimb de câteva ori pe parcursul zilei. Deocamdată sunt, uite așa, rochie maxi albă, am și ceva talpă ortopedică, înăltuță, vedem. Dacă mi-e inconfortabil, îmi iau sandalele joase și aia este. Dar momentan aș vrea o cafea. Mamă, cum ar fi o cafea? Mi-e pe spun că nu e aici, nu e la următoare. Bineînțeles. Candelabrele minunatele. Să mergem. Mai știm pe unde? Parcă pe acolo? A, în stânga. Da, praf. Nu știu dacă vedeți ușile astea rotative, că sunt cu abur masiv pe ele. Și aici mergem înspre micul dejun. Dar avem dress code, deci nu prea poți să vin chiloți. Și aici se mănâncă. Am mers cu autocarul și acum cu ăsta călătorim. Doamna de la ghid care e foarte drăguță și în continuare se aburește foarte tare. Băi, deci umiditatea e ceva de speriat. Și am ajuns la primul obiectiv al zilei, fiind muzeul, pe care eu chiar mi-aș dori să-l vedeți, dar na. Deci să-l vedeți pe căldura asta. Hai să vedem ce zice. Doamna Vici, vă e cald? Leșinați cumva? Așa, sunt în habitatul meu natural. Am înțeles. Foarte bine. Am înțeles. Am șters obiectivul de 4 ori până acum și mi se aburește în continuu. Nu? Deci îmi simt mâinile lipicioase de la căldură. Jesus! Trebuie niște ștergătoare la ochi. Da și mie pe obiectivul. Nu se vede în Cristina, ce se întâmplă aici? Nu, că nu intru. Aha. We'll be right back.
muzeului ne-a purtat un domn prin toate camerele, cămăruțele, ne-a arătat o felul de obiecte din antichitate, din preistorie, ne-a povestit multe treburi și... I'm alive. Mă rog, majoritatea suntem semi-alive, ne scurgem. Ce? Pentru că am urcat până foarte pe sus. Nu că ar fi să urcăm, e caldă cum ar fi. Coffee. Toate în deci este saună, se scurg ăpile de pe noi, cu toții suntem disperați de căldură, mai puțin localnici, că l-am întrebat Adina Urpenenea asta, dar nu e cald, nu e pentru dumneavoastră, deci nu, e foarte ok, ei sunt obișnuiți, vă dați seama, atent ce noi, leșinăm, deci pentru România, ce aici e jale. Dar uite camera. Sunt foarte drăguți, ghidul ne-a explicat o fel de chestii, ne-a arătat, ne-a dus peste tot, ne-a și ajutat să urcăm, să coborâm, să crește ceva de cafea. It's like coffee and he's present to the guests. And... Vaporașul, bărcuța aia, nu știu exact ce este, dar e o chestie pe apă și cred că o vom folosi ca să traversăm această apă și să ajungem la perle. Am mers vreo 20 de minute, o jumătate de oră cu autocarul și am ajuns în partea asta și acum nu știu exact ce așteptăm. Cred că avem un nene ghid pe aici sau, mă rog, mai facem poze și pe lângă ghidul pe care deja îl știți și ținut cont că este acea bărcuță acolo, cred că pe ea o vom folosi ca să ajungem la ferma de perle. Chiar sunt super curioasă de tot activitatea asta pentru că este ceva ce mi-e complet străin. Vici, trebuie să facem poze pe barca asta. Deci trebuie. Hello. Hop. Vai cât de tare. Genial. Uite acolo avem... Nu știm ce să facem. Stai și noi cu băieții aici? Mă simt un pic ca în filmele cu Poirot, atât tot că acolo erau niște vase imense de croazieră, când se duceau ei pe el sau, mă rog, zona aia orientală și călătoreau așa cu stil și aveau cuferele alea minunate cu tot felul de cochetării. Ele, bine, astea erau niște călătorii pentru oamenii bogați. Acum nu e cazul, bărcuța asta e una foarte mișto, adică îmi place foarte, foarte mult, dar e ceva care se ne ducă din punctul A în punctul B, destinație sau, mă rog, o distanță de parcurs destul de scurtă, dar e foarte faină și vreau să facem poze aici, care arată foarte, foarte bine, iar eu m-am cuchetărit complet, mi-am pus pălăriuța de la Fandaxia, cea pe care tot așa am luat-o în bucă și n-am apucat să o port, aia mare ați văzut-o deja, dar am zis să o iau și pe asta micuță, iar cineva mă filmează, mă pozează, ce-mi face acolo? Filmez. Trebuie să mă uit după tine, că dacă văd pe Mary Poppins pe aici, pe n-aer, tu ești pălăria. Eu nu știu să nu. Deci, în caz de ceva... Deci, treaba este atât de perlată, încât până și șervețelele sunt porn tissues. Da? Totul este pe bază de perle. Dacă n-aș călca pe rochi, ar fi și mai minunat. Copii, mâncăm pe jos? Mâncăm pe jos. Pe da. Jos? Ai mai mâncat de mult pe jos? Nu mai mâncat pe jos. Nu. Da, asta zic. Poți întind așa puțin acolo să... Să mă întind pe șervețelele alea? Da, pe jos. A, pe jos? Sunt foarte moi și confortabile covoarele astea, deci nu pot să zic că mă plâng neapărat că n-am pus să ne descălțăm. Captain who comes?
called Mujaddami. We call it Mujaddami. In English, it's supervisor. Who comes after the captain, and he controls all these people. When they're out of breath, what they will do? They will just hold the rope like this, because it will not come to their neck. Mm-hmm. Then they will tug the rope two or three times. So the holder, he will pull him back. Mm-hmm. And the most common one, usually when they open the oyster, they get this type of syngene. This is the most common. Înaintea lui Vicky pe holul hotelului ca să pot vorbi cu voi, pentru că în cameră nu se poate face asta. Este o umiditate atât de crescută
Clanța, acum când am ieșit din cameră, era umedă. Laptopul meu era umed, pașapoartele noastre umede. Le-am pus niște prosoape, le-am băgat în safe ca să le mai protejăm un pic. Și pe măsură ce încercam să vorbesc cu voi, în orice unghi al camerei stăteam, se umezea lentila, sticla, practic, de la obiectiv, ceea ce înseamnă că mă vedeați complet în abur. Aseară am vrut să filmez puțin, adică am vrut să-mi fac încheierea, să vorbesc cu voi, la fel. Nu s-a putut. Am încercat măcar piscina să vă arăt așa priveliștea de sus, ca să vedeți cum arată. Absolut nimic. Acum am pornit iarăși aerul condiționat. Bine, a tot fost un joc din ăsta, ne-a închinuit cu diferite temperaturi, cu ușa deschisă, cu ușa închisă, să vedem cum funcționează mai bine. Nu. De altfel, se poate dormi foarte ok, adică eu am dormit lemn. A trebuit să stau până mai târziu, că am avut ceva de făcut. M-am culcat pe la 1:30, 2, cam așa. Și am dormit un pic mai mult astăzi, adică acum este 8 și puțintel. Ceea ce e super bine, în România e 7 și ceva. Și am dormit, cred că vreo 6 ore. Foarte ok, foarte, foarte ok, mă simt bine. Nu m-am machiat pentru că astăzi, asta voiam să vă povestesc în dimineața asta, astăzi, în teorie, ar fi trebuit să fie o zi de mers pe munte, să facem drumeție pe munte și să mergem la Tiroliana, de fapt. Nu știu dacă drumeția era principalul obiectiv, dar Tiroliana, sigur. Și treaba este că, dintre noi, doar 3 persoane vor să facă asta, adică băieții, pentru că restul am vrea să trăim, să supraviețuim, să... Da. Este cea mai lungă tiroliană din lume. Și există... Neața, stai liniștit. Povesteam cu Tiroliana. Te duci la Tiroliana? Da. Acum? Da? Asta ziceam, că majoritatea vrem să trăim și că vă duceți doar voi, că... Și nu vor să mai doar. Bună dimineața. Neața. Nu te-ai odihnit? Nu. Nu suficient. Cum e cu umiditatea la voi? E ud, la noi clanța e umedă, laptopurile sunt ude, pașapoartele, tot este ud. M-am chinuit aseară și dimineața asta să vorbesc, că de-aia vorbesc pe aici, dar nu pot, pentru că mi se aburește sticla de la obiectiv și nu pot vorbi. Dar să nu pornit? L-am pornit, l-am închis, l-am setat pe diferite... Și e ok la voi? Okay. Da? Doamne, nu, este jale. Andreea ce face? S-a culcat? Vă dorme? Da? Bine. Noi ne pregătim de mic dejun. Da, ce să zic, distracție plăcută acolo, să scăpați cu viață. Vreau fructe. Da, ce capac. Vă ziceam cu Tiroliana aia, că suntem fricoase și nu doar că suntem fricoase, dar mi se pare și ușor periculos. Sunt convinsă că sunt luate toate măsurile de siguranță și că e super ok și că o să fie tot bine. Dar noi am vrea să scăpăm cu viață și în principiu vom trăi periculos la plajă, cred, astăzi. Și pentru cei care iubesc senzațiile tari, este în cartea recordurilor. Uite. Pentru cea mai înaltă tiroliană, cred. O să fie doar băieții, adică noi fetele toate rămânem aici, nu suntem doar noi fricoasele grupului. Noi o să rămânem la hotel, mai am și ceva de lucrat și oricum o să fie plăcut așa o zi de-asta de vegetat, preferabil fără să se aburească nimic. Nu, nici nu m-am uitat. Am revenit în camera de hotel după micul dejun și pare că s-a mai dezumidificat un pic. Așa că hai să vă arăt cu ce m-am întors ieri de la perle, de la ferma de perle. Întu vine să zic fabrică, dar nu este nicio fabrică, este fermă toată ziua. Că n-am apucat, am vrut aseară, v-am zis, cu umezeala n-am reușit. Oamenii de acolo au fost super drăguți, ne-au explicat tot procesul, ce implică și cum era acum niște sute de ani, cum se făcea scufundarea asta după perle și cum le recoltau efectiv. Perlele de cultură sunt o chestie relativ recentă, adică nu are neapărat legătură cu deletnicirea asta a lor, care datează de multe sute de ani, adică ei sunt faimoși pentru cultura perlelor. Și ne-au arătat alea, ne-au povestit pe acolo cu exemple, cu toate cele, am luat și prânzul și aveam și un magazin cu expunere. Și prima dată, unde e aia? Ne arătau, domnul care cred că era conducătorul lor sau ceva, ne-a arătat undeva pe o măsuță tipurile de perle, adică a luat, a exemplificat pentru fiecare categorie de perle, că și ele se clasifică în funcție de culoare, în funcție de dimensiune, de formă și așa mai departe. Și dacă sunt naturale sau dacă sunt de cultură. Și pe măsură ce ne arăta chestiile alea acolo, avea asta, care este Mother of Pearl, se numește în limba engleză, în română, eu îi cam zic sidefăstuia, e o întreagă poveste cu el. Și avea o chestie, avea mai multe, de fapt, vreo două din astea, pe care le folosea ca să ia efectiv perlele și să le așeze frumos pe măsuța aia acolo. Cred că am filmat cadrul. Și eu mă tot uitam la asta, pentru că mi-atrage foarte mult atenția irizația asta superbă pe care o are, pe care
Dacă vă amintiți voi, am menționat-o eu atunci când vă arătam din evantaiele mele vintage, care au în fâșiile lor, în bețele alea care susțin efectiv corpul flexibil al evantaiului, unele dintre ele au fâșii din astea de sidef, de astfel de sidef. Și când l-am văzut, mi s-a părut ceva extraordinar, că n-am văzut niciodată o scoică care să arate exact așa. Sper că îi captează cât de cât din frumusețe. Și l-am întrebat pe domnul după ce a terminat prezentarea, zic, cât costă asta? Se poate să cumpărăm așa ceva? Pentru că eu chiar eram interesată să cumpăr. Nu m-au interesat perlele în mod deosebit, dar mie mi-a atras foarte mult asta atenția. Și m-am dus cu el acolo la deșghea, unde aveau celelalte perle, a pus-o într-un săculeț și zic, da, cât costă? A, nu, că e cadou. A, nu se poate. Și a fost super, super drăguț. Tot a insistat că nu, că este cadou din partea noastră. Și mi s-a părut tare frumos. Și după aia m-am simțit atât de prost că mi-a dat asta fără să plătesc încât am cumpărat ceva, că nu puteam să plec, efectiv, cu mâna goală. Și hai să vă arăt ce mi-am luat. Uite, așa să scot. Uite că mi-așa ambalat frumos aici. Reușesc. Mi-am luat un inel până la urmă, care... Să știți că nu este cu perlă, mi-am luat tot cu acest sidef sau mother of pearl, să zic așa. Chiar râdeau de mine, i-am întrebat, uitându-mă la inele, la coliere, la pandantive, toate cele, zic, arătați-mi din inele alea cele mai mici, cele mai mici pe care le aveți. Și ce mi-a arătat, zice, ok, dar ăsta e pentru copii, this is a baby ring. Și zic, da, din ăla dați-mi și îmi venea, era unul cu perlă care îmi venea și mi-a venit și ăsta. Opa, sper că nu vă zgudui. Cam așa este, deci dacă vedeți, este un inel argintiu cu intarsii din astea de sidef. Foarte frumos e, nu știu dacă e neapărat genul meu argintiu ăsta, dar mie îmi place sideful, care mi s-a părut chiar minunat și uite cam cum ar arăta, cam așa. Și oricum voiam să am ceva, o amintire, știți voi că atunci când călătoresc vreau să-mi iau ceva să-mi amintească de locul ăla și cum vintage n-am nicio șansă să găsesc pe aici, mi-am zis că asta ar fi o alegere bună, mai ales că mi-a plăcut foarte, foarte mult acolo la ferma sau fabrica de perle, dar pentru mine asta e adevărata bijuterie, deci mi se pare minunată, e o amintire atât de frumoasă, e chiar ceva extraordinar. Da. Și apoi pentru toată lumea, deci asta a fost doar pentru mine, că am întrebat, că chiar am avut noroc. Apoi pentru toată lumea, ne-au dat tuturor, indiferent că au cumpărat ceva sau nu, ne-au dat scoici din astea care, zic, uite, deci pe interior așa arată, doar că asta este șlefuită și pe partea de din afară, că așa se obține sideful ăsta superb. Și mi se par tare, tare frumoase și mi-amintesc foarte mult de alea de la Jumbo Jumbo pe care le-am luat. Bine, n-au nicio treabă, ai o ceramică în formă de scoică pe care le foloseam eu pentru bijuterii în timpul vechi, știți, le-am îndepărtat acum de când am făcut schimbarea aia cu bijurile. Dar cutiile de bijuterii, voiam să spun. Dar sunt minunate și chiar așa ceva nu știu unde aș mai putea găsi și chiar mi se par ele în sine sunt niște bijuterii ultra super minunate. Se pare că atât cât am fost la micul dejun s-a mai liniștit camera asta. Eu deja mă scurut, deci uitați-mă cum îmi lucește fața. Nu sunt machiată, n-am nimic și oricum am zis că nu o să fac asta având în vedere că stăm la piscină toată ziua. Deci ne-am întors în cameră doar cât să-mi iau și eu costumul de baie pe mine. Rămân cu același cort, așa să-i zic. E o rochie foarte frumoasă, de fapt. Eu zic cort la modul de ceva larg, ceva lejer. Nu este un termen depreciativ. Îmi place foarte mult culoarea asta bijuterie, că tot vorbeam în cadrul clipului cu ținutele de toamnă. V-am povestit despre toate pasiunile mele cu aceste culori. Și am luat ăsta, așa că nu o să fac decât să mă despăduchesc un pic, adică să fac și așa un duș lejer, costumul de baie, după care o să mergem pentru că e marea exact aici și avem și plaja și stai să mai încerc o dată să ies pe balcon, să mai încerc încă o dată să vă arăt. Uite că acum pare că s-ar vedea un piculeț mai bine. Asta e priveliștea de pe balconul nostru. Nu văd absolut nimic, deci nu știu ce observați, ce puteți să observați, sper că nu s-a aburit iar. Marea în față, ia uite câta marea, câta marea. Încolo se construiește. Iar încoace, dacă vedeți, e plajă neamenajată încă, dar curat, curat, numai cât de frumoasă e apa. Și cred că o să mergem ori acolo, ori acolo, una din cele două, că sunt le super îndemână. Liniștit, curat, mă duc să mă schimb. Mergeam să luăm prosoape. Kim Kardashian de România. Da. Voiam să vă arăt aici pe Kim Kardashian de România. N-are de la basma de aia neagră pe cap, dar ne descurcăm și cu niște franjuri. Da, întrebarea întrebătoare este cum bea ea, că ea se servește Dom Perignon. Cum să te duci tu la Met Gala acoperită cu cagulă? Ești invidioasă rău de tot. Foarte invidioasă. Adică vreau să știu pe unde respira. Ochii se vedeau? Respiră, că este material din ăla. Poți cum respiră cu cagula pe cap. Dar să vin aici, la 52 de grade, resimțită cu aia pe față. De ce nu? Hai, pune-ți la pe ochi. Nu înțeleg de ce s-a... Arată-ne! Așa. Nu înțeleg de ce s-a îmbrăcat așa. Ne-am găsit și noi loc în fața piscinei. Asta este piscinuca. E Infinity, dar asta, Vicky, nu e de aia, nu?
E infinite? Da? Așa, și vedeți cum sar gardul, tic, în partea aia este marea. Am zis să stăm aici că poate e un pic mai rece apa. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, da? În cazul în care n-ați văzut pozele, cam așa s-a îmbrăcat Kim Kardashian. Are o cangulă pe față și e toată cu negru. Negru, dar foarte mult negru, foarte mult. Tricou, pantaloni, cizme și o cangulă pe față, nu se vede nimic. Nu găsim și o poză cu fața? Mă rog, ce dacă se poate numi față. Acum cred că mă văd un piculeț. Este vară plaja. Sunt pe zona asta de Infinity. Hop, dacă reușesc să ajung până acolo fără să facem bâldâbâd, că vedeți, e destul de... Hai că m-a preluat Vici. Ce tare! Da, mulțumim, mulțumim. Noi avem șezlongurile undeva în partea aia, în spate, pe acolo. Mă iertesc că sunt cu ăștia pe ochi, dar nu, și mă mai și fac așa din ei, pentru că este foarte, foarte puternic soarele. Uite, ca să vă arăt. Opa! Uite așa. Din piscinucă, unde vedeți că suntem noi acum, se vede mare în partea ailaltă. Deci e și varianta asta. Arată foarte bine plaja. Varianta asta are un dezavantaj. Anume? Nisică. Ah, bine, mă. Nisip peste tot. Din apa este de vreo 10 ori, cred că, mai caldă decât în piscină. Da, 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 da. Asta nu știu, depinde cum o privești. Dacă ți-e bine să fierbi, e ok. Dar nisipul e curat, adică nu e de la grunjos, da, 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 te zgârii în tălți. Doar că se lipește de crema de umiditate, din cauza umidității, crema de protecție solară, da, combinată cu apa sărată, este extracție. Da, exact, exact. Hai, de ce bine aici? Viață. Uite așa. Am făcut fier plajă, nu? Sau alerte plajă? Alerte plajă, pe plajă și acum piscina. Da, da, e mai bine la piscină. E mai bine la piscină, țin cont, sau, pardon, țin minte că mi-era foarte cald. Era foarte cald când eram pe plajă și nu m-a ajutat deloc apa. Era exact același lucru, în timp ce asta, evident, fiind piscina artificială, e mai rece. Ați plecat? Nu, m-am văzut aici. Uh-huh. Fac și-o pe broasca. Dacă nu, ora că e degeaba. Fă un uac, un mac, cu ceva. Noua modă este cu părul rupt. Fiind atât de cald aici, nu mai are niciun sens să mi-l uscam la păr, pentru că va fi el gata în câteva secunde, minute, hai să zicem, și ne este și foarte silă. Foame? Vă este foame? Este. Cașa? Ia, ce vine? Ce vine? Să vie? Nu. Nu la noi? Spunem nu la noi, pentru că... Aaa, bă, da, bună seara! Coborâm? Nu, piele, noi ieșim. A! Nu mergem jos? Da. Nu mâncăm? I-am zis că suntem primele. Gata. Da, grupul nostru. Deci mâncare. Da. Mâncare. Mie nu, este chiar foarte foame, dar
Mă voi sacrifica. Cum că mâine o să sărim peste mic dejun și prânz. Da, corect. Corect, avem zborul la 10, plecăm de aici pe la 6, deci va fi destul de intens. Ne-am aranjat, ne-am echipat. Din aia urmă am uitat, n-am căutat aia. Poftim? E bine că n-am schimbat, suntem doar 5. Bună dimineața, ne pregătim de plecare spre România. Doar noi am coborât deocamdată, iar ăla este autocarul ce ne va duce. Cred că mă vedeți iarăși cu puțină umezeală, dar deja ne-am obișnuit, suntem de-ai casei. Sunt foarte neodihnită. Am prins aproximativ 4 ore de somn, de fapt nu știu dacă am 4 ore și, în general, orele astea sunt ok pentru mine dacă balansez cumva cu niște odihnă. Dacă n-am apucat zilele de față și sunt așa, o să mai dureze probabil. Bine, și m-ar ajuta foarte mult și o cafea, dar vreau să vă arăt cât de lumină e ăștia. Ceea ce România, la orele astea deja nu mai e cazul, a scăzut foarte mult ziua, dar bine, aici la 6 se luminează, la 6 se întunecă. Ne-am făcut bagajele, am rămas doar cu asta, eu mi-am luat aceeași rochie cort pe care am avut-o ieri pe mine, că e foarte confortabilă, și tot așa cardiganul pe care l-am avut la sosire. Sunt foarte bucuroasă că am apucat să port aproape tot ce am avut în bagaj. O singură chestie a rămas nepurtată, o salopetă galbenă, care era cu spatele gol și aș fi vrut să o port aseară la cină, dar am zis să nu fie un pic prea mult. Eu mai degrabă o vedeam undeva pe plajă, mai la distanță. În fine, dar în afară de asta am portat aproape tot din ce aveam acolo în bagaj. O să mă mai dezmedicesc puțin probabil după ce ajungem la aeroport și ar ca fi cazul să fac încheierea pentru vlogul ăsta, că suntem pe ultima 100 de metri. Ideea fiind că în afara temperaturilor, care sunt foarte încinse pentru vremea asta, pentru perioada asta, e o țară foarte interesantă și o cultură foarte diferită de a noastră. Pentru cei pasionați de călătorii și de noi descoperiri, noi culturi, care vor poate experiențe puțin ieșite din rutina turistică, cel puțin aia pe care o știu eu ca europeană, europeancă, cred că avem o stil al nostru. Pentru cei care am călătorit majoritatea în Europa, eu fac parte din categoria asta de oameni, și aici, în Orient, e cam altceva și e o paletă foarte diferită de gusturi, de tradiții, de obiceiuri. Oamenii sunt altfel, temperaturile sunt altfel, ce vezi în jurul tău e altfel și e mult lux. Țineți cont de asta, că e foarte mult lux la toate colțurile de stradă, deci nu e vorba doar de hotelul ăsta sau celălalt, peste tot e lux, cred că ăsta e cuvântul care îi caracterizează. Foarte ospitalieri oamenii, deci ne-am simțit bine peste tot, foarte primitori, au avut grijă de noi, evident, contează și
cum vii aici, că pe noi, v-am zis, ne-au adus cei de la Ministerul Turismului, dar eu am fost atentă și la ce se întâmplă prin hoteluri, m-am uitat la toți turiștii, m-am uitat la felul în care se comportă angajații cu ai lor clienți și mi s-a părut o treabă uniformă, de colo până colo. Chiar m-a întrebat ieri cineva pe Instagram despre regulile astea de conduită, de îmbrăcăminte, că citește tot felul de nenorociri pe internet și că nu știe exact ce condiții sunt pentru a intra în țara asta, pentru a te bucura de 5 minute și nu avea probleme și mă întreba în principiu de codul vestimentar. Nu se așteaptă nimeni să te îmbraci ca ei, adică nu vrea nimeni costumul lor, aveți o hainele negre pe care le poartă femeile sau ala pe cap, niciun caz. Chiar mie mi s-a părut că sunt cu atât mai drăguți cu tine văzându-te turist, pentru că ești un potențial finanțator pentru ei. Probabil că știgă foarte mult și din latura asta turistică. Iar sezonul lor, cel mai puternic, în ceea ce privește turiștii, abia acum începe. Că am întrebat aseară, am fost la masă cu toții și a venit și unul dintre managerii hotelului. Tipa cu care am luat prânzul acum 2 zile, dacă v-am chis la hotelul celălalt. Și am întrebat când e perioada cea mai aglomerată din punct de vedere turistic, când sunt cei mai mulți oameni pe aici. Și evident, mi-a zis că în perioada octombrie-aprilie, cam pe atunci, numai pentru că e iarnă la ei. Nu e niciodată atât de frig în România, adică n-ai nevoie de jachete sau alte chestii de genul ăsta, nu. Temperaturile nu ar coborî niciodată sub 20 de grade, ninge, despre ce vorbim. Poate doar acolo pe munte, cum am povestit că ei au și munți, e vârful ăla de munte foarte înalt. Am auzit un drum, uite că au mai venit niște oameni. Așa, revenind la treaba cu îmbrăcămintea, nu se așteaptă nimeni de la tine să te îmbraci cu ea, atât timp cât ești decent, adică nu aș recomanda decolte prea adânci, fuste prea scurte, haine prea mulate, care atrag în mod evident atenția. La noi n-a fost cazul, adică toată lumea s-a ținut de lucrurile astea, iar eu am încercat pe cât posibil să mă mențin în niște bine, eu oricum nu sunt această sexy de la natură, dar dacă în alte situații și conjuncturi aș fi fost, aici am încercat să țin pe cât posibil pe decență. Mă vedeți, a fost numai cu rochii din astea lungi, cu accesorii, cu colorăciuni, nebunelile mele, dar lor le-a plăcut, adică multe lume mi-a complimentat de outfit-urile. Din punctul ăsta de vedere chiar nu cred că este vreo problemă. Atât tot să nu, nu știu, să nu faci notă discordantă într-o tentă foarte ostentativă și hipersexualizată, că atunci pot apărea probleme. Altfel, atâta timp cât este treaba ta și te îmbraci cât de cât ok și nu atragi exagerat de mult atenția prin ceea ce faci, nu știu, adică, uite, să vină unul acum să burle pe aici, unul beat care a petrecut toată noaptea și să vină unul să burle pe aici, ar fi relativ problematic. Dar astea sunt cazuri extreme. Eu acum dau niște exemple așa din capul meu. Nu s-a întâmplat nimic de genul. Deci pentru noi a fost ok, mâncarea foarte bună, găsești de toate. Dacă vrei să mănânci mâncare de-al lor, mănânci mâncare de-al lor. Dacă nu v-am zis, noi am mâncat la italiană, seara a fost cu americani, ăla unde am mâncat aseară, a fost ok. Mergeam? Ok, da, a fost ok. Ce voiam să mai zic este că mâncarea aia nu e neapărat de-al lor, adică nu e ceva oriental de-asta, poate nu era tocmai preferata mea, dar a fost ok. Hai că mai povestim după. Neața! Salut! Un cap și eu pe acolo? Da. Such a